Sunteți încă aici? Păi normal că sunteți, pentru că și voi vreți să aflați. Iar concurenții de astăzi sunt... Are 38 de ani, tatălui Toma, pompierul de serviciu, doamnelor și domnilor, Gabriel! Are 40 de ani, este mama a doi copii plini de idei, Raluca și Dima. Ea este Carmen! Are 39 de ani, este super tatăl super Anei și îl cheamă Super Dragoș. Toți concurenții par foarte veseli, dar oare cum fac să rămână așa? Cu alte cuvinte, întrebarea zilei de astăzi este: cum să-ți păstrezi ca părinte un spirit optimist? Juriul, doamnelor și domnilor, debordând de optimism, hey, de-abia așteaptă să decidă care dintre aceste trei familii este super. Familiile concurenților știu deja. Ne așteaptă niște probe una și una, așa că haideți să-i dăm bătaie. Adică să începem. Cum reacționezi dacă simți că nu te faci înțeles de către propriul copil? Gabriel! În primul rând încerc să explic și să-i arăt toate opțiunile. Este la fel de important să nu-mi pierd răbdarea și să-i spun facem cum zic eu. Când Toma era răcit și nu voia să ia niciun medicament, i-am spus, putem proceda așa, însă dacă Mihai, cel mai bun prieten al tău, care și el este răcit, o să urmeze tratamentul, este foarte probabil să se însănătoșească mai repede și să iasă la joacă cu copiii. A funcționat! Ce faci când copilul tău știe el sau ea mai bine? Carmen! Ce încerc eu să fac este să nu pornesc tot timpul de pe poziția celei care știe ea mai bine, pentru că am trecut prin asta și... Oricum, dacă încep să mă supăr, simt că încep să mă supăr, îi spun, Raluca, am nevoie să știu că mă asculți. Deci este un fel de negociere. Dar cel mai important este să înțelegem amândouă de ce spunem ce spunem. Și tonul e foarte important. Atitudinea e totul. Ce faci dacă ești foarte stresat de o situație de acasă? Dragoș! Când am multe pe cap și simt că nu mai pot face față cum trebuie situației, îmi impun o pauză scurtă, număr până la 10, înainte de a spune sau a face ceva. Nu vreau să mă ascund de ei, să le dau o imagine falsă a vieții, dar nici nu vreau să-i apăs cu ale mele. Și și Betty acolo să mă ajute. De reușit să trecem cu bine de momentele mai grele. Super părinții sunt în fiecare dintre noi, chiar dacă nu-i găsim tot timpul. Important este să încercăm să fim cât mai aproape de copiii noștri. Aveți grijă de voi! Găsește metoda cea mai potrivită pentru tine de a-ți păstra atitudinea pozitivă și calmul în situațiile dificile.